Când pregăteam această emisiune, am auzit-o pe Nata de vreo 10 ori, fără să mint. Nata, nu știi, Nata Morari, nu știi cum pot să dau de Cubrecov, fetelor, n-are nimeni telefonul lui Cubrecov. Ia, hai să-l sunăm acum pe Cubrecov și să-l întrebăm unde e el. Iată, o sunăm în direct și-l întrebăm. Ce o să-mi spună omul? Nu știu, ceva de genul. În familie, la biserică, nu, să roagă. Nu știu unde, cred că văd un drum. Am niște agenți de securitate. Aud picături de apă și niște ecouri ciudate. Se vorbește limba rusă de după perete. Peretele este cam gros. Și noi spune, Vlad, tot normal, tu te-ai găsit 10 ani în urmă. Eu țin minte exact aceste zile pentru că o deja nu foarte bună prietena mea muncea la o agenție de presă. Și acea nu foarte bună prietena mea în fiecare zi mă ținea la curent. Încă nu l-au găsit. Nu știu exact cât a lipsit. Poate cineva dintre voi își amintește. Mai puțin. Dar știu exact când s-a găsit. Plângea de emoții și de fericire pentru că ea a asistat exact la scena pe care o vedeți acum în spate. Și m-a sunat și a spus, voi nu vă imaginați, el este atât de slăbit. El n-a mâncat omul, el nu știu ce au făcut cu el. Deci el, foarte, foarte veridic, omul ăsta a dispărut. Slavă Domnului că s-a găsit în cazul în care s-a întâmplat ceva cu el, doar că eu mă simt foarte, foarte mințit și folosit, pentru că în 2002 eram în piață acolo, am făcut pneumonie în corturi, strigam ca prostul timp de câteva săptămâni la rând, libertate cu Cubreacov. Și respectivul om acum nici măcar nu vrea să ne povestească unde și-a petrecut acea mică vacanță de primăvară. Bun, în concluzie, deci am hotărât noi în această noapte de Revelion să-i dăm primul cârlan, domnul Brega? Pentru că a fost capabil două cincinale să țină acest secret de partid. Deci pentru că este un om care știe să țină secretele. Să păstreze un secret. Da, și atunci, merită. Întrebare, cum credeți? A acceptat cârlanul nostru? Da, cu brațele deschise. Serghe? Ar trebui să accepte dacă îl găsim. Ole? Tot ce-i pomană, dar din dar se face rai și el e credincios. Cred că l-a luat. Hai să vedem. Acum urmează să-i înmânez acest minunat cârlan lui Vlad Cubrecov. Sper că acesta nu va dispărea subit în timpul acordării premiului. Nu poate, vă spun că nu poate. Bine, nu vrem să intrăm. Aici e fluxul. În această minunată clădire al Boran se află magnificul partid PPCD și din câte am înțeles, aici se află și ziarul Flux, unde o fi și Vlad Cubreacov. Trebuie să spuneți, vă rog, dacă este domnul Cubreacov astăzi aici. Este cineva din conducerea partidului? A cui este mașina aia mare parcată? Jeepul acela? Eu ce sunteți? La Ministerul Adevărului. Ar trebui să-mi permis? Da, sigur. Ce mă întrebați pe mine? Sunteți paznic. S-au parcat mașinile în fața sediului PPCD. Cui este? De ce mă întrebați? De ce mă întrebați? Nu răspund, nu comentez. Se pare că această minunată mașină mare și sură nu este a nimănui. Cineva oarecare a parcat aici, dar paznicul refuză să ne spună a cui este acest automobil. Păcat, aș fi vrut să-l cumpăr. Apropo, nici Vlad Cubrecov nu este aici. Nu știți unde se află Vlad Cubrecov? Ei nu знаю кто это вообще. Vlad Cubrecov, vino și ți-a cârlanul de aur. Veniți să vă luați cârlanul de la Ministerul Adevărului. Vlad Cubrecov, vino și ți-a cârlanul de aur. Vlad Cubrecov, vino la Ministerul Adevărului și ia-ți cârlanul. Vlad Cubrecov, vino la Ministerul Adevărului și ți-a cârlanul de aur. Yeah.